Slăvit să fie Domnul! Haideți să deschidem la Fapte, la capitolul 2 și să citim de la versetul 1 și până la versetul 4. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească, slăvit să fie Domnul! Fraților, îl simțim pe Domnul aici. Și ar fi și păcat să nu lăsăm să cerceteze încă o dată biserica. Haideți să mai înaintăm într-o rugăciune că Domnul face bine ce face. Slăvit să fie Domnul! Aleluia! Aleluia!
Slăvit să fie Domnul! Aleluia! Amin! Haideți să reluăm locurile. În seara aceasta îl rugăm pe Domnul să ne vorbească în continuare. O să folosesc o sintagmă din Isaia 66:8, o sintagmă de uimire, de mirare pentru oameni, dar nu pentru Dumnezeu. O țară născută într-o zi, se poate naște o țară într-o zi? Și tocmai aici suntem, fraților și surori, în preajma unei lucrări pe care nu o poate face omul, ci o poate face numai Dumnezeu. O țară poate să fie născută într-o zi numai prin Duhul lui Dumnezeu. Și suntem aici în Fapte, în capitolul 2, și aș vrea să punem câteva fundamente ale lucrării Duhului Sfânt, în special botezul cu Duhul Sfânt. Aveam intenția alta să mă duc un pic cu plugul, să scoatem niște rădăcini, dar dacă Duhul Sfânt a început să cerceteze inimile noastre, El o face mai bine decât orice predicator. Și atunci lăsăm pe Duhul Sfânt să facă lucrarea El, cum vrea El. Și El te poate cerceta acasă, nu-ți poate da somn pleoapelor tale, dar tot spre binele tău, ca să te pocăiești, să te întorci la Dumnezeu și să fii umplut de puterile veacului viitor. Lăudat să fie Domnul! Și ne uităm aici în Fapte, în capitolul 2, fraților și surori, și punem și noi întrebarea din Isaia 66:8, poate o țară să se nască într-o zi? Și primul răspuns este da, dar haideți să vedem cine poate să nască o țară într-o zi. Este vorba de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Încă de când am plecat din țară, am rugat pe mai mulți frați să se roage pentru voi și pe parcurs au fost chiar semnale trase din partea Domnului și ceea ce m-a bucurat a fost o lucrare de încurajare în care se spunea că există multe altare unde s-au adus jertfe înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să se atingă de tinerii bisericii. În zilele trecute și în zilele care urmează vom lua cu asalt împărăția Întunericului și nu-i lucru ușor. Descoperea Duhul Sfânt și spunea că există nemulțumire în familii și tineri care sunt răzvrătiți din cauza nemulțumirii. Tineri care au ajuns să recurgă la droguri din cauza nemulțumirii. Tineri care n-au fost mulțumiți cu ceea ce le-a dăruit Dumnezeu și au ajuns la imoralitate, tot din cauza nemulțumirii. Și noi, în seara aceasta, declarăm război acestor păcate, păcatului de sinucidere. Vorbea Duhul Sfânt și despre așa ceva. Pentru că diavolul vrea să distrugă tinerii, dar mai tare decât împărăția Întunericului este lumina lui Dumnezeu. Hristos a zis, eu sunt lumina lumii, lăudat să fie El. Și credem că Domnul Iisus este aici și El vrea să sfințească inimile noastre. Cine poate să realizeze această lucrare minunată, să nască din nou? Și nu unul, nu doi, cum s-a zis azi dimineață, 120 sau poate mai mulți. Și să te trezești cu o țară, cu o biserică întreagă, născută într-o zi. Cine poate să lucreze așa? Numai Duhul lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Haideți să ne uităm puțin în Scriptură să vedem primul lucru. Din cadrul acestei teme, fundamentul lucrării Duhului Sfânt. Cine este Duhul Sfânt? Cine este Duhul Sfânt? E foarte important să înțelegem. Biblia ne oferă termeni, titluri și simboluri ale Duhului Sfânt. Termenul Ruah apare de 378 de ori în Vechiul Testament și Pneuma 385 de ori în Noul Testament.
Și acești termeni sunt traduși prin vânt sau suflare, duh uman, duh angelic sau Duhul lui Dumnezeu. Dar ne apropiem mai mult de tema noastră. Duhul Sfânt are niște denumiri atât de frumoase, atât de fermecătoare, încât ne cucerește de-a dreptul. Duhul lui Dumnezeu este o denumire a Duhului Sfânt. Acesta ne ferește de Duhul Lumii, fraților. Apoi, Duhul Adevărului, acesta îl biruiește pe Tatăl Minciunii și împărăția Lui. Slăvit să fie Domnul! Apoi, Duhul Mărturisirii, atunci când ți-e rușine și nu poți să mărturisești pe Hristos ca Domn al tău personal, vine Duhul Mărturisirii și începe să mărturisească în interiorul tău pentru tine, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Duhul Puterii, acesta ne ajută în slăbiciunile noastre. Duhul Sfințeniei, acesta te ajută să învingi imoralitatea. Duhul Vieții învinge moartea spirituală. Duhul Înfierii te mângâie că ești un orfan fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Merge mai departe. Duhul Ajutorului te ridică din orice cădere. Duhul Libertății desfințează robia în care te-a ținut legat diavolul de-a lungul anilor. Acesta e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Înțelepciunii și al Descoperirii anulează toate vorbirile ușoare din inimile noastre. Duhul Libertății desfințează robia. Duhul Dragostei inundă o lume a urii. Acesta este Duhul lui Dumnezeu, fraților. Și noi avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu mai mult decât avem nevoie de suflarea noastră, să știți. Noi cu suflarea noastră, cu mintea noastră, cu rațiunea noastră facem mari greșeli, dar cu Duhul lui Dumnezeu mergem bine, lăudat să fie Domnul. Simbolurile Duhului Sfânt le cunoașteți, sunt 7: pecete, arvună, apă, ulei, foc, porumbel. Toate acestea de fapt sunt niște simboluri care ne duc spre o realitate, există o realitate în spatele lor. De ce Duhul Sfânt este asemănat cu un porumbel? Nu e porumbel, nu, Duhul Sfânt nu e egal cu un porumbel. Are un simbol în Biblie. De ce? Pentru că o caracteristică a Duhului lui Dumnezeu este blândețea și mângâierea. E caracteristica porumbelului. De ce Duhul Sfânt are simbolul focului? Pentru că focul arde. Și Duhul Sfânt are o caracteristică minunată, sfințește. De ce este asemănat în Biblie cu apa? Apa curăță. Așa și Duhul Sfânt vine și ne curăță viețile noastre, ne spală viețile noastre. Uleiul, ungerea lui Dumnezeu. Și așa mai departe. Cine este Duhul Sfânt, fraților? De multe ori, și să știți că am trăit într-o biserică și într-o familie în care mergeam la biserică și oamenii vorbeau și spuneau puterea Duhului Sfânt sau Duhul Sfânt este o putere. Nu, nu, nu. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Duhul Sfânt este a treia persoană a dumnezeirii. În dumnezeire noi nu numărăm 1, 2, 3. Nu, 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 am greșit. Nu numărăm, numim Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Dumnezeu, fraților și surori. Și uitați-vă, Duhul Sfânt vine, distruge mândria, distruge păcatul, distruge nemulțumirea din viețile noastre. Duhul Sfânt îl întronează pe Hristos în viețile noastre. Duhul Sfânt ne face puternici contra păcatului. Duhul Sfânt spală și sfințește inima noastră. Și Duhul Sfânt ne pregătește ca o mireasă gătită pentru mirele ei, pentru nunta nunții. Lăudat să fie Duhul Sfânt.
Duhul Sfânt este prezent atunci când tu stai și te gândești. Duhul Sfânt când vorbești este acolo, vrea să te inspire. Duhul Sfânt atunci când te rogi și te vezi la capătul puterilor, vine și te înflăcărează și dintr-o dată vezi că a venit Duhul Sfânt peste tine și ți-a dat ghes, ți-a dat putere și începi să te rogi cu mai mult foc, cu mai multă putere și rugăciunile tale le simți ascultate de Dumnezeu. De ce? Se roagă Duhul Sfânt în tine. Lăudat să fie Domnul. Auzeam experiențe ale oamenilor care au trăit cu Duhul Sfânt. Și erau unii care mărturiseau că la un moment dat auzeau suspine și nu era nimeni cu ei în cameră, erau numai ei singuri și se rugau. Și își dădeau seama că Duhul Sfânt care e prezent acolo suspină și mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru niște cauze nobile, speciale. Aceasta este lucrarea frumoasă a Duhului Sfânt, fraților. Duhul Sfânt, spuneam, este o persoană. Duhul Sfânt nu este o putere. Ce înseamnă o persoană? Înseamnă o individualitate care are rațiune, care are sentimente, care gândește, care voiește, care vorbește. O forță activă nu poate face lucrul acesta. Ori Duhul Sfânt le are pe toate și găsim dovezi în Scriptură despre așa ceva. Găsim atribute personale ale Duhului Sfânt pe care le găsim amintite în Scriptură și în dreptul lui Hristos și în dreptul Tatălui. Și Duhul Sfânt, dincolo de toate acestea, are un nume personal. Uitați-vă în Ioan 14:16. Când va veni, spune acolo, Duhul Sfânt, eu vă voi trimite, spunea Domnul Hristos, un alt mângâietor. Ioan 14:16. Această expresie, un alt mângâietor, alos paracletos, în original are următoarea semnificație: un altul de aceeași natură cu mine. Un altul de aceeași natură cu mine, a zis Domnul Iisus Hristos. Asta însemna, fraților și surori, că lucrarea pe care a început-o Hristos urma să fie continuată de Duhul Sfânt, cu o singură diferență. Hristos, când a fost pe pământ, era limitat la spațiu și la timp. Duhul Sfânt, din momentul coborârii pe pământ, de aceea spune că a umplut toată casa. Și de acolo, din Ierusalim, s-a răspândit și umple Dumnezeu bisericile și pământul întreg este plin de slava lui Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt nu mai este limitat la un trup, să fie aici, să fie acolo, să fie dincolo, ci Duhul Sfânt intră în templele Duhului Sfânt, care ești tu și tu și tu și tu. Aici sunt templele Duhului Sfânt. Și sunt alte temple în Africa ale Duhului Sfânt. Și nu greșim. Și în Europa, și în Asia, și în alte părți, Duhul Sfânt umple totul, lăudat să fie Domnul. Duhul Sfânt este Dumnezeu, este altul de aceeași natură. Cum poate Duhul Sfânt să lucreze și cum poate Duhul Sfânt să nască, spuneam, o țară într-o zi? Și găsim, și doar vi le punctez, eu le-am notate aici. Duhul Sfânt creează, Geneza 1:2, lucrează, 1 Corinteni 12:11, cercetează, vorbește, mărturisește, învață, mijlocește, călăuzește, naște din nou, cheamă, împarte daruri, oprește lucrările diavolului și îl glorifică pe Hristos. Aceasta e lucrarea Duhului Sfânt, fraților. Și o lucrare sacră, o lucrare sfântă. Atunci când coboară Duhul Sfânt pe pământ, nu mai are nevoie, să știți, neapărat de un om școlat. Deși e frumos să avem oameni care au școală, dar nu e neapărat nevoie de un om cu școală.
Pe marele Moody l-a folosit Dumnezeu aici în America și în Europa apoi. Știți de unde? De la rugăciunea fierbinte a două bătrâne. S-au adunat la rugăciune două femei bătrâne și au zis: pe păstorul nostru trebuie Dumnezeu să-l ungă cu Duhul Sfânt și cu putere. Predică frumos, e un om sincer, e un om pocăit, e născut din nou, dar ceva parcă lipsește. Și au început să se roage și s-au rugat și au postit și s-au rugat și au postit și la un moment dat Moody le-a auzit și au zis: ce faceți voi? Ne rugăm pentru tine. Dar de ce? Pentru că încă nu ești umplut de Duhul Sfânt, nu te-a botezat Dumnezeu, nu te-a umplut Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Și noi vrem un păstor plin de Duhul Sfânt. Și el când a auzit asta, a zis: aleluia, vin și eu să mă rog împreună cu voi. Și au fost două bătrâne și cu păstorul și au început să stăruiască. Până într-o zi când a venit Duhul Sfânt în camera în care el stătea și stăruia și striga și agoniza. Și când l-a cuprins Duhul Sfânt pe omul acesta, fraților și surori, a intrat focul sfânt în inima lui și a început să predice aceleași predici ca și până atunci. Dar erau alte rezultate. Oamenii cădeau înaintea lui Dumnezeu și se închinau și se prosternau și cereau iertare și se întorceau la Domnul și erau renoiți, erau regenerați, dar erau aceleași predici ca și înainte, da. Dar omul acum era plin de Duhul Sfânt și nu mai făcea el lucrarea, ci o făcea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Moody nu era un om care să aibă școală multă, nu știa vorbi în limba engleză, măcar că era născut aici, nu? Nu știa vorbi bine în limba engleză. Și s-a dus la Oxford să predice la capetele mari ale vremii de atunci. Teologii Europei și a lumii erau la Oxford. S-au adunat toți bagiocoritori să-l asculte. Dar mai era o minune pe care ei nu știau. O bătrână paralizată a postit și s-a rugat câțiva ani de zile și a zis: Doamne, aici în Anglia trebuie să vină Moody, omul ăla de care scriu ziarele, că Tu ai început să miști America prin el. Te rog frumos, fă-l să vină, fă-l să vină, eu vreau să vină, te rog. Și femeia asta stătea la tronul Harului și mijlocea înaintea lui Dumnezeu. Și într-o zi aduce o femeie ziarul și vede în ziar scris titlul: Moody urmează să predice la Oxford. A zis femeia asta: ok, de azi înainte, 3 zile, eu nu mai mănânc nimic, nu mă postesc și mă rog, că acum trebuie să pornească trezirea în Anglia. Anglia trebuie să fie zguduită de cuvântul lui Dumnezeu. Și femeia asta s-a pus pe post și pe rugăciune și ajunge Moody la Oxford. Și începe să predice. Și știți cum vorbea? Așa cum vorbesc la noi în Ardeal ungurii românește. Sau noi ungurește, unii care mai știu. Ce Duhul făcut asta? Nu, nici măcar nu știa să pună acolo ceva. Duhul a făcut. Ce Duhul făcut? Și ăștia râdeau pe bănci de el. Ăsta ce nici nu știe limba engleză. Ce ne mai predice aici? Dar la un moment dat s-a coborât Duhul Sfânt peste omul lui Dumnezeu și a început să strige acolo și să zică așa: oameni buni, de mine puteți să râdeți, dar de Domnul meu pe care îl iubesc și pe care îl slujesc și pe care vi-l vestesc, nu vă permit să râdeți. Și atunci au început să fie zguduiți și a coborât Duhul Sfânt acolo și n-au mai vrut să plece acasă, au rămas la rugăciune, la rugăciune, la rugăciune, pentru că Duhul Sfânt s-a coborât acolo, fraților. Și așa se naște o țară într-o zi când coboară Duhul Sfânt. Încercăm la toate problemele astea, uitați-vă, aici am notițe despre tinerii, de aici, de la voi, de aici, uite aici sunt. Și sunt realități și nu vreau să vi le spun, vreau să las pe Duhul Sfânt să taie și să smulgă rădăcinile, să lucreze, să intre El, să facă curățenie Duhul Sfânt. N-are rost să aruncăm lucruri de astea, nu, n-are rost, dar Duhul Sfânt știe și poate să facă lucrări și operații fine până în adâncul măduvei noastre. Doamne, cercetează-ne!
Atunci când coboară Duhul Sfânt, atunci te pune să te arunci cu fața la pământ și să te mărturisești, atunci aprinde lumina în ființa ta, în viața ta, este primul pas al pocăinței numit iluminarea. Atunci când vine, ca și la început, când s-a strigat să fie lumină, vine Duhul Sfânt și îți aprinde lumina în mintea ta, în ființa ta, în inima ta, te vezi păcătos, ultimul om, începi să strigi nenorocitul de mine, ai avut tu vreodată strigătul ăsta în inima ta? Pentru că noi vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt și am zis cine este Duhul Sfânt. Dar mergem la partea a doua, cum lucrează Duhul Sfânt? Atunci când Duhul Sfânt ia pe un om și vrea să-l umple, fraților, mai întâi îl golește, îl golește de sine, îl golește de păcat și el stă înaintea lui Dumnezeu în pocăință sinceră și începe mărturisirea. Și păcate pe care nici măcar nu le-ai știut sau n-ai gândit că-s păcate, vine Duhul Sfânt și aprinde lumina, să fie lumină în viața ta. Și Duhul Sfânt spune și asta, și asta, și asta, și asta, le scoți afară și le scoți afară. Și atunci când vine Duhul Sfânt, îl înalță pe Hristos în viața ta, îl pune pe primul loc în viața ta. M-am uitat în Vechiul Testament, fraților și surori. Hristos, Hristos, este cel despre care spunea în Geneza că toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda până va veni Shilo. Și Shilo este la masculin, e vorba de Hristos. El este cel despre care scrie cartea Exodului, un miel de fiecare casă. El e mielul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt îl face real pentru familia și inima ta. Slăvit să fie Domnul Hristos! Lucrarea Duhului Sfânt are în centru ființa, persoana, lucrarea lui Hristos. Iisus Hristos este jertfa pentru păcat din Levitic, este stânca veacurilor din Numeri, este profetul din Deuteronom, este căpetenia oștirii din cartea Iosua. Iisus Hristos este răscumpărătorul din Rut, este judecătorul celor vii și a celor morți din cartea judecătorilor. Este împăratul împăraților și domnul domnilor deasupra tuturor împăraților pământului din cărțile istorice a Vechiului Testament. El este cel ce rezidește nu zidurile Ierusalimului, ci inimile zdrobite din cartea Neemia și din Ezra. Nu este el un Mardoheu, nu este el o Estera, dar este ajutorul care ne-a venit din altă parte, direct de la Dumnezeu din cer, acesta Iisus Hristos. Și pe el îl ia Duhul Sfânt și îl face real, fraților, în viețile noastre. El este robul lui Dumnezeu care suferă pentru tine, pentru păcatele tale. Dimineață s-a vorbit un pic despre lucrarea lui Hristos, dar așa de vastă, așa de mare lucrarea aceasta. Poate cineva să pătrundă lucrarea lui Hristos? Nimeni, nimeni, niciodată. El a purtat cunună de spin pentru gândurile tale murdare. A fost bătut peste obraz și s-a smuls barba pentru vorbele tale ușuratice. În mâini și în picioare i-au fost bătute piroane pentru picioarele tale care au umblat pe unde nu trebuie și pentru mâinile tale care au întins spre nelegiuire toată ființa ta. El a ajuns în mormânt din cauză că tu trebuia să fii în mormânt și din cauză că am fost socotiți, neprihăniți, aleluia, pe lista mare a lui Dumnezeu, unde scrie primul, Sfântul Sfinților, neprihănirea lui Dumnezeu în noi, Iisus Hristos Domnul, primul pe listă. Vine Dumnezeu și scrie numele tău și numele meu pe lista asta și ne socotește neprihăniți. Lăudați să fie Domnul! Și lucrarea asta o face reală Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Laudă ție, Doamne! Cum poate Duhul Sfânt să facă lucrarea Lui reală în viața noastră și să fim botezați de Domnul?
Cine poate să fie botezat de Domnul? Și vă întreb, poate să fie botezat cu Duhul Sfânt un om nenăscut din nou? Eu nu cred. Nu. Un om nenăscut din nou, care nu-i născut din nou, el ce să înțeleagă din lucrare? Nimic, absolut nimic. El nu poate să fie botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Uitați-vă cine erau cei care stăruiau aici în Fapte 2 și în Fapte 1. Erau ucenicii, erau apostoli, erau oamenii pe care Domnul i-a salvat din păcat. Oamenii spre care a suflat la un moment dat și a zis, luați Duh Sfânt. Oamenii aceia care au fost regenerați de sângele salvării lui Hristos. Oamenii cu care Domnul se întâlnea. Imediat după înviere, ei erau cei care stăruiau. Un om care nu are nașterea din nou, nu poate să fie născut de sus. Adică nu poate să fie botezat cu Duhul Sfânt. Dar cum poate fi botezat cu Duhul Sfânt un om care stăruiește după Duhul Sfânt? Biblia ne spune că Tatăl a promis, Fiul a trimis, Duhul Sfânt a coborât și a umplut și oamenii trebuie să ceară. Amin? Nu-i greu, nu-i greu. Dar să știți că înainte să ceri, trebuie să vină Duhul Sfânt, cum spuneam, și să-ți prelucreze ființa, să-ți prelucreze inima. Eram și eu un tânăr care mergeam să stăruiesc, 3 luni de zile am stat și am stăruit după Duhul Sfânt și nu-mi pare rău că au durat 3 luni de zile. Au fost diverse experiențe pe care le-am văzut acolo la stăruință. Era un băiat care a fost botezat de Domnul și noi l-am întrebat curioși, băi, cum ai fost tu botezat de Domnul? Și el zice, mi-a venit în minte un verset din Biblie, deschide gura larg și eu ți-o voi umple. Zice, eu sunt mai începător la pocăință, n-am știut să mă rog așa mult cum știți voi, dar zice, tot am deschis gura ca peștele. Zice, Domnul m-a botezat, vorbea în altă limbă, el atât o știut. Am întâlnit alte, povesteam și în altă parte, o tânără la noi în Albini, în Cluj. A venit și a zis, frate, eu nu mă pot uni cu cei care strigă, care se roagă așa mai zgomotos. Zice, eu de felul meu sunt mai retrasă și când se roagă toți, așa mi-e de groază să mă duc acolo, că ceva nu e regulă. Plus că mai venea un frate la noi și dacă se enerva pe cine vedea că nu-l botează, Domnul îi dădea câte o palmă peste spate. Și numai nu ieșea ce trebuie. Și fata asta era timorată, speriată, fricoasă. Ce să fac, domnule? Am zis, auzi, du-te la balcon, caută-ți un colțișor unde să nu te deranjeze nimeni, stai acolo numai tu cu Domnul. Și când stai acolo și tu ești așa o ființă mai retrasă, o să vină Duhul Sfânt, așa cum vine porumbelul ca să se așeze într-un cuib, vine și te sigilează Domnul. Așa au și făcut. În seara eu și primit Duhul Sfânt, fraților. Atât m-am bucurat, am zis, extraordinar ce minuni face Dumnezeu. Minuni. Plus că mai vorbim de efectele botezului cu Duhul Sfânt. O bucurie atât de mare inundă ființa noastră. Vă spuneam, 3 luni de zile am postit, m-am rugat, mă duceam în podul ușurii, mă ascundeam prin fân, mă duceam iarăși prin depozit acolo unde erau tot felul de lăzi și erau grăunțe pe jos. La un moment dat mi-am găsit genunchii străpunși așa de greu, nu mă interesa nimica. Băi, eu vreau Duhul Sfânt, nu mă interesează altceva. Și mă rugam și stăruiam și agonizam înaintea Domnului, Doamne, sigilează-mă și pe mine. Și când mergeam la rugăciune, venea Duhul Sfânt și îmi zice, mă, tu nu poți să mai stăruiești că te-ai certat cu mama ieri și mama a rămas supărată și tu ai venit la stăruință, mă. M-am dus așa de pocăit acasă, n-am mai putut să mă rog în seara aceea. Mamă dragă, eu vreau să mă botez, încă plângeam și-o plâns și ea cu mine. Vreau să mă boteze Domnul, te rog să mă ierți. Și-a venit Domnul și mi-a mai dat un mijlocitor, era mama care se ruga pentru mine. M-am dus iarăși la stăruință. Măi, tu nu te poți ruga, mă, că uite, ai luat cărți împrumut de la cineva, mă, și nu le-ai mai dus.
Mi erau tare dragi cărțile și am zis, gata, le duc. Și-o trebuie să le duc. Și-a fost o luptă, fraților și surori, mai ales la cei tineri le spun lucrul ăsta. A fost o luptă în viața mea și Domnul, cred că în adins, a făcut lucrarea în felul acesta. Distinctă a fost lucrarea nașterii mele din nou de lucrarea umplerii. Se poate face și concomitent, casa lui Corneliu din Fapte 10 e martoră, dar la mine n-a fost așa, ca să înțeleg că astea sunt două lucrări distincte, să le știu clar. Eram într-o seară la stăruință și în timp ce mă rugam, și mă rugam cu toată inima, și m-am luat și eu după omul ăla cu gura lui, așa că nu mai aveam ce să mă rog. Nu mi-a mers. Și m-am necăjit, am zis, Doamne, nu o să meargă așa, nu merge, fiecare, tu lucrezi cu fiecare în felul tău, nu în felul nostru. Și atunci la mine a venit ca un susur blând un cuvânt dintr-o prorocie pe care am avut-o, cu câteva săptămâni înainte. Îți voi întinde frânghia îndurării. Păi parcă vedeam din înaltul cerului o frânghie albă pe care o întinde Domnul să mă tragă spre el, că eram acolo jos. Așa m-am bucurat de tare, așa m-am umplut de putere și am început să mă rog. Și când mă rugam mai cu foc, a apărut bomba. Iisus Hristos, răstignit pe cruce, murea, suferea pentru păcatele mele. În momentul acela când mi-am dat seama că rănile lui au fost făcute pentru mine, moartea lui era pentru mine, viața lui era pentru viața mea, din interiorul meu am simțit că este o greutate uriașă de păcate de care n-am fost conștient sau am fost, dar nu așa de tare. Și a dispărut în neant, nu știu unde a aruncat-o Domnul. Și în momentele acelea, știți cum îmi venea să sar, cum scrie în Maleahii, veți ieși și veți sări ca viței primăvara. Eu am văzut, am stat și la țară și am văzut cum ies viței și sar primăvara. Nu mai știam ce să fac de bucurie, venea să sar de bucurie, să zic, Domnul m-a iertat, Domnul m-a iertat, Domnul m-a iertat. Eram bucuros, fraților, dar nu eram încă sigilat cu Duhul Sfânt. Și-a mai trecut un pic de timp. Și într-o seară mi-a mărturisit ultimul meu păcat înaintea bisericii, înaintea tuturor. Fraților, mie îmi place să citesc cărți și așa cum tremură unii la droguri, drogul meu era cartea, era cititul. Vă rog, rugați-vă să mă elibereze Domnul și în momentul acela am simțit că ultimul lanț din viața mea s-a rupt. Și în seara aceea, în timp ce mă rugam, fără sforțări, fără alte lucruri, a venit Duhul Sfânt în mine. S-a creat, fraților, în interiorul meu, am simțit asta, o dimensiune, nu pot să vă explic. Noi avem aici lumea asta tridimensională, mai punem timpul, patru dimensiuni, dar înăuntrul meu s-a creat ceva. Era o sfântă a sfintelor în care a coborât dumnezeirea. Mă simțeam cu mintea undeva la tavan, dar nu eram înălțat în aer. Dacă deschideam ochii, eram tot acolo. Mă simțeam parcă vedeam de sus în jos, în interiorul meu, în trupul meu. S-a făcut o mare minune și a venit Dumnezeu să locuiască acolo. Din momentul acela am vorbit în alte limbi, eu n-am știut că era hărmălaie în jurul meu, dar m-am dus acasă și am început să plâng. Domnul mă botezase cu Duhul Sfânt, era bucuria vieții mele. Din momentul acela toate păcatele pe care le-am avut și pe care nu le puteam birui, am putut să le biruiesc. 6 luni de zile m-am dus ca o rachetă, dacă vreți. După aceea iar o trebuie să mă duc la umplere. Și asta sună și pentru cei care s-au golit de putere să vină la umplere, că Domnul vrea să-i umple cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt vrea, dacă găsește, știți care e, așa e de frumoasă lucrarea Duhului Sfânt. Este o carte a fratelui Vurbran, umpleți vidul. Duhul Sfânt este de așa natură, încât dacă îi faci loc în interiorul tău, scapi de păcate, acolo există un vid, o foame, o sete după Dumnezeu și vidul ăla strigă, hai aici, umple-mă. Și Duhul Sfânt vine și îți umple interiorul fără să faci mari sforțări, pentru că acolo e foamea și setea, dar e condiția ca acolo să fie puritate, să fie curăție.
Eram odată în Australia la o stăruință și un tânăr tot venea și stăruia, mă, și era aproape, 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 numai nu primea Duhul Sfânt. Și la un moment dat un frate a avut o descoperire în dreptul lui, un vas de lut, în vas a fost mizeria, a fost curățată, dar a mai rămas un bob de nisip, auziți? Un bob de nisip. Din cauza la un bob de nisip, Duhul Sfânt n-a vrut să vină să-i umple inima. Și a trebuit să meargă la mărturisire și l-a luat păstorul și l-a dus la mărturisire și a zis păstorul, da, am mai mărturisit ceva ce n-am știut. Da, Duhul Sfânt a văzut ce trebuia. Așa e de sensibil Duhul Sfânt. Curățare totală, și asta o putem face în următoarele zile, venim aici, ne rugăm și Duhul Sfânt ne umple. Nu-i greu, fraților, făgăduința deja a fost dată de 2000 de ani. Făgăduința asta e ca un cec în alb. Scrieți, Domnule, numele acolo și Domnul te botează. Dar tu curăță-ți viața, curăță-ți viața și Dumnezeu va veni și te va binecuvânta. Și așa se va naște o țară într-o zi. Știți care e țara aceasta? Happy Valley în următorii 20-30 de ani, următoarea generație. Spunea un filozof creștin, Karl Barth, că Dumnezeu de multe ori își lasă lucrarea pe ultima sută de metri. Când zice diavolul, aleluia, am biruit, că diavolul are și aleluia lui, nu? N-are aleluia diavolul, n-are. Când diavolul bate din palme, zice, am biruit, biserica Happy Valley, gata, e străpunsă de păcate, e căzut, e jos, e în iad. Atunci vine Dumnezeu și naște o țară într-o zi și diavolul rămâne la kilometri în urmă, că puterea lui Dumnezeu e mare, lăudat să fie Domnul. Și de aceea noi ne pregătim, ne pregătim și Dumnezeu își face lucrarea. Amin? Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin.